În seara aceasta, cum am spus așa de la început, mă rugam Domnului în timp ce am fost plecat din oraș și m-am rugat chiar și atunci când eram la masă cu cineva și discutam de ale Domnului. Și vreau să vă spun încă o dată că Domnul este credincios. Stăteam la masă cu un prieten, un frate din Seattle. Și l-au vrut să îi întâlnim viitoarea lui soție. Nu ne-am văzut niciodată. Și fac mărturisirea asta pentru întărirea credinței noastre. Nu am văzut-o pe ea niciodată, odată în poză. Dar el i-a spus la un moment dat și a zis, zice, auzi, am un prieten la Idaho. Și zice, uite, eu am fost într-o altă relație înaintea ta. Și zice, Dumnezeu meu la un moment dat mi-a pus un stop mare înainte și a zis, dacă continui cu fata asta, o să ajungi rău de tot. Și zice, așa nu mi-a plăcut de el atunci când mi-a zis. Dar zice, am ascultat și Dumnezeu a făcut în așa fel că am realizat că ajungeam rău de tot. Și uite, Dumnezeu, după ceva vreme, te-a adus pe tine în fața mea și zice, acum ne căsătorim. Și la un moment dat, el a spus fetei și a zis, aș vrea să-l întâlnesc și tu pe prietenul meu. Și știți ce i-a spus fata? O zice, mă, nu prea vreau să-l întâlnesc, dacă spune ceva rău și despre mine. Și acum, el mi-a zis treaba asta și eu am zis, auzi, spune să nu se teamă, că eu o să spun numai ce spune Dumnezeu. Și-o venit la întâlnire, asta e doar o paranteză așa pentru introducere, și când o venit acolo la întâlnire, am stat la masă, la un restaurant, am mâncat împreună, dar ea, eu am văzut-o că ea nu stătea confortabil, că s-o gândit, dacă zice ceva, dacă Dumnezeu spune ceva și rupe ceva înainte, știți, că noi așa ne gândim, că ne dorim totodată ceva prea mult și zice, dacă Dumnezeu ne spune să nu facem lucrul ăla. Și am dat o bară. Noi vrem neapărat. Și eu m-am rugat Domnului înainte să ajung acolo, fraților. Și am zis, Doamne, e ceva care vrei să-i spui ei? Sau vrei să-i spui lui? Sau vrei să îi întărești ei credința? Și ne ducem, ne întâlnim. Dumnezeu mi-a zis, da, este ceva. Și când îți spun eu, tu îi spui numai. Și m-am dus la fața locului, stăteam cu soția, cu ei la masă, am vorbit una alta. Și la un moment dat, ascultați-mă, că Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. El nu vine oricum. El vine la timpul potrivit, spune lucrurile potrivite și apoi își ia toată slava. Slăvit să fie Domnul. La un moment dat, în timpul, eram deja de jumătate de oră, 45 de minute acolo și Duhul Sfânt, acum spune ce spun eu. Și Duhul Sfânt a spus, eu m-am oprit dintr-o dată, n-am mai vorbit nimic, am început, eu vă fac o caracterizare. Nu mă întrebați de ce, un copil de-a meu m-a întrebat și a zis, tata, dar de ce se întâmplă așa la tine? Eu când vine puterea Duhului Sfânt peste mine și te prorocesc, eu plâng. Sau vorbesc ceva de la Domnul, plâng. Așa mi se întâmplă mie. N-am observat treaba asta ani de zile. Și un copil a venit la mine și a zis, tata, tu ai observat treaba asta? Și am zis, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Așa mă cercetează pe mine Duhul Sfânt. Și ok, eu-s bucuros. Și dintr-o dată am început să plâng. Și am zis, ascultă cuvântul Domnului. I-am zis, fata nu vorbea românește, vorbește, dar mai pocit. Și am spus în engleză. Ai o întrebare înaintea Domnului și nu-i de astăzi, e de multă vreme. Și întreb pe Duhul Domnului să-ți răspundă și ai zis, Doamne, ăsta chiar mă iubește cu adevărat sau nu mă căsătorește cu mine așa că trebuie să se căsătorească? Și răspunsul a fost, da, te iubește cu adevărat. Ascultați-mă, a început să plângă și a zis, exact aia m-a rugat. Și așa de bucuroasă a fost în interior și a zis, Domnul nu mi-a spus să îl las în pace, nici lui să mă lase în pace. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu a vorbit și a spus exact care era taina inimii ei, slăvit să fie Domn. Am făcut introducerea aceasta ca să vă spun că Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, măi, poporul ăsta cu care ești, ori auzit tot felul de vești. Să schimbă dolarul, să schimbă aia, vine nu știu ce, o să se colapseze toate, o să se întâmple așa, o să se întâmple, o să murim de foame, o să fim mai rău ca șoricei. Că noi așa ne gândim. Și Dumnezeu a zis, auzi, este vremea când să învețe niște lucruri foarte importante, a zis Dumnezeu. Și a zis, ascultați-mă, a zis așa, spune-le să termine cu pregătirea pe ultimii 15 metri. Că noi așa facem, știți? Nici înainte de examen și atunci ne rugăm cel mai tare, atunci citim cel mai mult, atunci studiem de toate, pe ultimii 15 metri. În loc să ne pregătim din timp. Și acum ascultați-mă, nu numai cuvântul Domnului ne învață să fim înțelepți. Ne învață și proverbe, proverbul românesc. Și zice, auzi, omul înțelept își face vara sanie și iarna căruța. Ați auzit? Eu vreau să vă întreb cam câtă pregătire e. Îți vreo câteva luni bune, nu?
Și acum, fraților, vreau să vorbesc cu dumneavoastră puțin despre câteva lucruri și vreau să fiți atenți. Că e o întrebare mesajul din seara aceasta. Bani și putere sau credință și autoritate? Și acum depinde pe cine întrebați. Că dacă întrebați pe oamenii lumii acestea, dar și pe așa zic și pocăiți ai noștri care s-au îndepărtat de Dumnezeu, o să zică, băi, fără bani nu faci nimic. Și banii îți dau putere. Banii îți dau putere. Ai un cuvânt de spus. Când ai bani, poți să spui ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, cine moare, cine trăiește, cine... și așa mai departe. Și vine Dumnezeu și zice, măi, lucrarea mea nu se face doar cu bani și cu putere. Lucrarea mea se face prin credință și cu autoritatea Duhului meu. Știți? Și acum vreau să vă citesc ceva. Și vreau să citiți împreună cu mine din Matei, din capitolul 14, începând cu versetul 13, un pasaj care e foarte bine cunoscut de voi, dar vă garantez un lucru. Vă garantez un lucru. Și pe mine m-a învățat Duhul Sfânt niște lucruri și vă învăț și eu pe voi în seara aceasta cu ajutorul Duhului Sfânt. Zice cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Am ascultat șoc. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei au zis, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis, aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șade pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, fiți atenți, a binecuvântat, afrând pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de firmituri. Cei ce mâncaseră erau cam la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Slăvit să fie Domnul! Am zis, ce minune mare! Ce lucru minunat! Dar știți că în spatele lui toate astea s-ascund foarte multe lucruri. Am mai predicat de aici, dar cu totul altceva. De data asta Dumnezeu mi-a spus cu totul altceva. Și ascultați acum, încă o dată. Bani și putere sau credință și autoritate. Și Dumnezeu a zis să mai adaug ceva și a zis, eu predică pentru vremuri grele. Și o să ziceți, dar de ce? Și o să vă spun din ce cauză. Pentru că vin. Vin vremurile grele. Îți doar la colț, bat la ușă. Și atunci o să vă aduceți aminte și o să ziceți, mă, dar ne-a spus Dumnezeu prin fratele cutare, prin cutare, dar parcă n-am băgat de seamă. Și am zis mai înainte că Dumnezeu nu face nimic fără să înștiințeze mai întâi pe robii săi proroci. Așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, fraților, vreau să clarific două lucruri foarte repede, pentru că ziceam că majoritatea din ziua de astăzi se bazează pe două lucruri. Bani, dacă nu-s bani, nu putem face nimic. Și mulți zic, băi, are bani, se califică și pentru comitet, și pentru predicare. Se califică și pentru aia, și pentru aia. Și ascultați-mă ce vă spun. Dacă nu-L ai pe Hristos, nu te califici la nimic. Yeah, that's right. Și acum mai atrag o atenție. Mă duc mai departe. Isaia 53 îl caracterizează pe Domnul Iisus ca om al durerii și obișnuit cu suferința. Și zice ceva. Nu avea unde să-și plece capul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă întreb, avea Hristos multe bogății? Dar vreau să mai întreb ceva. A fost vreunul mai tare, eu zic acum cu cuvinte românești ca să înțelegeți, mai tare în predicare ca el? A fost? Nu. L-a atras, a atras pe mulțimile cu bani? Nici vorbă. I-a atras cu putere din asta prin bani? Nu. I-a atras prin cuvântul lui Dumnezeu care era vestit cu putere prin Duhul Sfânt, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți, vă dau două exemple. Am zis două lucruri pe care lumea le consideră și mulți din nefericire din poporul Domnului, banii și puterea. Dacă poate fratele nostru David să proiecteze, în Matei,
capitolul 19 cu versetul 16, începând de acolo în jos, îl găsim pe tânărul bogat. Fac repede o conexie ca să înțeleg. Vă dau două exemple, și vis-a-vis de bani și vis-a-vis de putere. Și zice că atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Și Hristos îi răspunde, zice: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Ascultați acum. Și mă duc versetul următor, versetul 19, dacă pot să-l proiectez. Să cinstești, și repet absolut tot, să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, să iubești, și apoi îi spune ceva Iisus. Tânărul le-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Și am fiți atenți. Dacă vrei să fii desăvârșit, ascultați-mă, Iisus nu i-a spus dacă vrei să moștenești viața veșnică, dacă vrei să fii mare predicator, dacă vrei să fii... Nu. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Și acum fiți atenți. Hai zice, când a auzit tânărul vorba aceasta, s-a dus și-o vândut tot și-o venit după Iisus și l-a urmat. Așa scrie. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat și acum fiți atenți la ultimele 4-5 cuvinte. Pentru că avea multe avuții. Păi am crezut că banii te duc undeva. Așa am auzit. Că banii te duc și acolo, și acolo, și acolo. Și Hristos zice, auzi, banii tăi te scot afară din împărăția mea. Trebuie să-i vinzi ca să poți să intri în voia mea. Și acum ascultați, o să ziceți, dar de ce? Și am să vă spun din ce cauză. Pentru că el era dependent de avuțiile lui. Și Hristos a zis, auzi, orice te ține dependent de lucrul ăla, te ține în afara voiei mele. Tu trebuie să fii dependent doar de mine. Deci am hotărât un lucru. Banii facem și cu ei când Dumnezeu zice dați pentru mine așa sau faceți așa, dar nu sunt importanți. Nu sunt importanți atât de mare, de mult. Și acum mergem la a doua parte. Că am zis banii și puterea. Te rog frumos să proiectezi, dacă poți, din 2 Samuel, capitolul 2, și veți... Nu am timp acum să mă duc prin tot, că timpul să scurge repede și în seara aceasta vreau să termin mai repede. Acolo veți găsi pe David, care ajunge să fie împărat prima dată în Iuda, în capitolul 2. Notați-vă, cei care vreți să vă notați, să citiți acasă. În capitolul 2, Dumnezeu îl pune ca și împărat peste Iuda. Trec 3 capitole, 3, 4... Și într-al cincelea, David este pus peste tot Ierusalimul. Citiți când ajungeți acasă, în capitolul 5. Și ascultați-mă acum ce vă spun. Socotiți cât este între 2, capitolul 5, și apoi mergeți până la capitolul 11. Și în capitolul 11 se întâmplă ceva. David, într-o seară, iese pe acoperișul casei, se uită unde nu trebuie, și face cea mai mare prostie a vieții lui. Și acum vreau să vă întreb pe voi. Vă rog să spuneți ceva. Înainte, când a fost pe câmpuri, prin mulți, prin peșteri, fără bani, fără niciun fel de putere, ca fiind împărat socotit de oameni, n-a făcut prostie, așa-i? Și dintr-o dată are și bogății în palat. Dar acum ascultați-mă, acum are putere. Și zice, băi, mi-o aduceți pe aia, că mie îmi place de ea. Unii au zis că, măi, asta a fost prea nu știu cum și s-o băgat în fața lui. Auzi, vreau să spun ceva, poate să bagi în fața ta cine s-o băgat. Dacă tu ești cu Dumnezeu și Dumnezeu e cu tine, tu n-ai să te întinezi niciodată. Și o să zici, de ce? Că în tine e puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Dar lui s-o sui puțin la cap puterea. O primi puțină putere. El a trimis pe alții la război, a zis, băi, voi faceți așa, voi faceți așa, că ascultați-mă ce vă spun, banii și puterea te duc în rătăcire. Dar credința și autoritatea te duce în prezența lui Dumnezeu. Și David ajunge să păcătuiască, nu intru mult. Am vrut doar să vă dovedesc două lucruri. Dintr-o dată omul ăsta, care a fost plin de puterea lui Dumnezeu, ajunge la putere din punct de vedere, dacă vreți, al împărăției. Poate să întoarcă lucrurile cum vrea el
și face cea mai mare prostie a vieții lui. Am vrut să vă clarific două lucruri. Nici banii, nici puterea asta n-au niciun fel de însemnătate dacă nu ești atent, te duc în rătăcire. Și acum mergem la a doua parte și ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce am citit. Dar am spus credință și autoritate. Și acum vreau să fiți atenți la un lucru. Dacă n-ați înțeles ceva foarte bine în seara asta, vreau să înțelegeți. Toată lucrarea de pe pământul acesta se rezumă la trei lucruri sau trei pioni sau trei principii. Iisus în centrul atenției, ucenicii sau slujitorii care suntem eu și dumneavoastră și trei, noroadele sau poporul din prejurul nostru. Ați priceput? Hristos în mijlocul atenției, noi lucrători, ucenici împreună cu El și cei pentru care noi slujim. Și acum fac o paranteză. În tot ce a făcut Hristos în 3 ani jumate de viețuire pe pământul acesta, în absolut tot ce a făcut, în cuvânt, în vestirea cuvântului, prin vindecările care le-a făcut, prin învățătura pe care o adus-o, prin absolut tot ce a făcut, ascultați-mă, a făcut un curs intensiv, în special pentru ucenici. În special pentru cei care aveau să-L reprezinte după moartea, învierea Lui și ridicarea Lui la cer. Și Hristos în absolut orice situație în care a fost, a vrut să deie o lecție nouă. Și acum intrăm în subiect. Și ascultați acum ce zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă pot să proiectez din nou, Matei 14 cu versetul 13. Iisus, când a auzit vestea aceasta, dacă citiți mai sus, o să vedeți că a primit vestea că iortea capul lui Ioan Botezător. Și a fost întristat. Și zice că a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Și acum fiți atenți. Noroadele când au auzit lucrul acesta, au zis, păi în locuri pustii nu ne ducem. Acum ajung undeva, vreau să fiți atenți la ceva. Acum vreau să scot ceva în relief. Vine cineva și ne spune, măi, m-am dus în locul ăla, îți 2-3 acolo, dar e o putere a lui Dumnezeu. Lucrează Dumnezeu cu semne și minuni. Ce vorbește, împlinește 100%. Și câteodată, de pe o zi pe alta. Dar mulțimea zice, auzi, dar nu ne ducem acolo, mă, că e pustiu, mă, 2, 3, 7, 5, 50, nu ne ducem, mă, acolo. Dar, mă, dar e Hristos acolo. Bă, dar nu ne ducem. De ce? Mă, dacă ar fi un picuț de bani, dacă ar fi un picuț de putere, dacă ar fi un picuț de local, dacă ar fi un picuț. Știți, așa vrem noi. Dar nu uiți astea, mă. Și noi credem că numai așa se face. Că zicea cineva, mă, zice, când o să aveți și voi local, vine și nevasta mea. Și am zis, mă, dacă nu vine să-L caute pe Iisus, degeaba vine după local. Că nu a rezolvat absolut nimic. Că Iisus nu a avut unde să-și plece capul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dar mulțimile mergeau după El, că în El era putere, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și știți ce a zis Nicodim? Învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrurile care le faci tu. De ce? Avea autoritate din partea Duhului Sfânt să facă lucrări minunate, slăvit să fie Domn. Și acum ascultați, zice cuvântul lui Dumnezeu, când au auzit noroadele lucrul ăsta, au ieșit din cetăți și s-au luat după El pe jos. Mă, îmi place atitudinea lui ăștia. Mă, nu au avut mașini, nu au avut biciclete, nu au avut ce are băiatul meu acum, a adus Andrei de la nu știu cine, a adus o bicicletă din asta, nu știu ce-i, bicicletă, motoretă, avion, nu știu ce-i. Viteză pe două, pe o roată, pe câte vrei tu, ok? Electrică. Am zis, mă, o să fie până într-o zi, iasă niște scânteie din ea și ia foc. Noi așa vrem. Mă, dacă aș avea și eu aia, dacă aș avea aia, dar să mă duc. Ăștia s-au dus pe jos. Și o ziceți, dar de ce? Că în interiorul lor avea ceva și Hristos avea ceva de oferit, fraților. Dacă nu ești gata să te duci să-L urmărești pe Hristos, chiar în pustiu unde merge El, nu ești vrednic să fii slujitorul Lui, știi? Lucrul ăsta. Și acum ascultați. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare și a zis, sunt în pustiu, n-am ce să le dau, îs mulți, îi mirosesc timpul degeaba, lasă-i să plece de aici. Eu întotdeauna parafrazez din astea ca să vă deschid puțin mintea, să înțelegeți ce s-ar fi putut întâmpla. Și zice, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată
mare, și acum ascultați, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Vreau să înțelegeți un lucru, diferența dintre Dumnezeu și noi, diferența dintre omul duhovnicesc și omul firesc. Ascultă-mă, pe Hristos nu l-a interesat că era în pustie. Pe Iisus nu l-a interesat că se întuneca afară. Pe Iisus nu l-a interesat că nu a avut bani, că nu a avut mese, că nu a avut o sumedenie de lucruri. Pe Iisus nu l-a interesat un lucru. Sunt aici să slujesc și am oportunitatea să slujesc și vreau să mă arăt puterea. Și să vă intereseze pe voi. Oricât de mare ar fi pustiul în care te afli, arată-L pe Hristos. Folosește oportunitatea în care ești să arăți că tu ești însoțit de credință și de autoritatea lui Dumnezeu care e peste tine. Și fă minuni pentru Domnul. Că asta vrea Dumnezeu. O să vină vremuri grele și când o să vină vremuri grele, o să fie și ei în pustiu, ăștia care au acum de toate. Știți? Și știți care o să fie diferența? Voi o să știți ce aveți de făcut, că deja aveți experiență. Și ei nu o să știe absolut nimic. Că au fost cu banii și cu puterea. Și nu s-a rezolvat nimic. Și acum ascultați că e important ce se întâmplă imediat după. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu, noi vedem treaba asta, și vremea, iată că a trecut, dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Am o întrebare pentru voi. Ori gândit ăștia duhovnicește sau pământește? Cum ori gândit? Auziți? Ori analizat situația. Unu, s-a înserat, nu-i mai lumină. N-aveau nu știu ce felinare, curent electric pe vremea aia, ca și cum avem noi. Doi, s-au apropiat și au dat sfat. Locul ăsta-i pustiu, nu avem nimic din ce ne trebuie. Nu avem mâncare, nu avem apă, nu avem unde să-i culcăm, nu avem absolut nimic. Și zice, iată că vremea a trecut, dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Și acum îmi place de Hristos, că Hristos le dă peste nas. Și zice, băi, nesăbuiți ce vis. Voi vă gândiți numai la bani. Voi vă gândiți numai la bunăstare. Voi vă gândiți numai la paturi. Voi vă gândiți numai la mese. Voi vă gândiți numai, ascultați-mă, la sărăcie. Băi, dacă am bani, cumpăr. Dacă nu, nu. Și eu vă spun, sunteți greșiți. Ascultați-mă ce vă spun. Sunteți greșiți! Și fiți atent răspunsul lui Iisus. Nu au nevoie să plece. Păi, Doamne, n-au nevoie de mâncare. N-au nevoie de odihnă. N-au nevoie de toate alea. N-au nevoie. Nu. Nu vi se pare ciudat? Și acum eu vreau să vă spun ce a vrut Domnul Iisus să spună. Ei au nevoie de o experiență, cum n-au avut niciodată, venind în contact cu credința și autoritatea pe care eu o reprezint. Dar acum ascultați, traducere. El nu se oprește și spune, dați-le voi să... Ce le-au zis de fapt? Auzi mă, voi veți împreună cu mine? Da. Sunteți slujitorii mei? Da. Ați văzut ce fac eu? Da. Faceți și voi la fel. Că ascultați-mă ce vă spun, suntem buni de nimic. Dacă nu suntem în stare să facem ce-a făcut Hristos. Și Hristos a spus, veți face, adevărat vă spun că veți face lucruri mai mari decât ce-am făcut eu. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi nu suntem în stare să facem ce-a făcut Hristos, dar mai mult. Dați-le voi să mănânce. Eu cred că ăștia ar fost gata să plece, să fugă, să se ducă. Doamne, pe cum? No, ce, să ne dăm pe noi? Că nu avem altceva ce să dăm. Că noi așa facem, fraților. Dacă nu-s bani și dacă nu-i putere, nu facem absolut nimic. Și acum ascultați. Dar ei au zis, nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Nu avem, nu putem, nu suntem în stare, nu-i putere monetară, nu-i aia. Așa vi se spune și vouă. Bă, cine vi-s voi, mă? Ce puteți voi, mă? Vedeți, mă, aveți și voi 2 pești și voi credeți că cu asta o să faceți ceva. Și acum se întâmplă cel mai minunat lucru. Ascultați acum. Aduceți-i la... Vreau să te întreb în seara asta, oricare fie aici. Cât ai? Cât ai? Ce ai? Nu trebuie să ai foarte mult? Trebuie să-i aduci la Hristos. Să-i spui, auzi, acum îi aduc înaintea ta
Dar fii atent acum că Hristos, acum imediat intrăm în ce face Hristos. Important. Adu-i la El și de aici să descurcă El, dar ascultă-mă, Hristos lucrează prin tine. Și acum fiți atenți. Primul lucru pe care Hristos îl face după ce a spus, aduceți la mine ceea ce aveți, apoi a poruncit noroadelor, versetul 19, să șade pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Ascultați, mă repet încă o dată, vorbesc repede cum nu-i place soției mele. Atunci a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. Traduceți-mi, vă rog frumos, propoziția asta. Eu vă întreb pe voi, erau îngrijorați și aia ca și ucenicii? Băi, am venit după el, mă, și ne lasă flămânzi, mă. Mă, am venit după el și ne lasă fără unde să dormim. Păi ce facem cu copiii? Ce facem cu ne? Hai că bărbații ne-am descurcat cumva. Dar cu ăștia la ce facem? Traducere liberă. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. Ascultați-mă. O să vină vremea, în vremurile grele care urmează, când o să avem exact aceleași probleme care le-au avut ei acolo. Și voi o să trebuiască să faceți ceva. Și în special capii de familie. Porunciți celor de lângă voi să stea liniștiți că Domnul e în control. Asta au făcut ucenicii și au spus, băi, porunciți-le și spuneți-le să stea liniștiți pe iarbă că eu sunt în prezent acum împreună cu voi. Și fac o lucrare minunată, dar voi trebuie să vă liniștiți. Că și voi sunteți agitați și ăștia sunt agitați. Liniștiți-vă. Că nu numai cu bani și cu putere să face lucrarea minunată, ci cu credință și autoritate. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că după ce o poruncit, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. Și acum ascultați. Metodă, pentru unii zic, asta e prea simplu. Ce? Trebuia să fie complicat. Trebuia să rostească niște mătăni, să facă niște lucruri ciudate, ieșite din comun. Și zice, și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, afrând pâinile și le-a dat ucenicilor, ei le-au împărțit noroadelor. Fiți atenți acum ceva. Câteva lucruri care vreau să le băgați de seamă din cuvântul ăsta. A luat cei 5 pâini și cei 2 pești. Vreau să vă întreb ce au avut. Atât au avut. Luați și voi ce o să fie atunci. O să aveți doar o jumătate de pâine? O să aveți doar, ascultați-vă, două alune dintr-un borcan rămase pe fund? Luați-le. Ridicați ochii spre cer și acum ascultați-mă. Prima dată binecuvântați pe cel care v-a trimis și ceea ce aveți. Că asta a făcut Hristos și a zis, Tată, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru oportunitate, îți mulțumesc pentru ce avem, îți mulțumesc pentru oamenii ăștia, îți mulțumesc pentru ucenicii. Și acum ascultați-mă, în interior, îți mulțumesc că tu acum îți arăți slava ta revelată prin mine. Și un lucru care nu-l bagă mulți de seamă. Hristos putea să zică, știi ce? Eu rup, eu fac, eu dreg, eu împart. Și a zis, nu. Afrând pâinile și le-a dat? De ce? Păi dacă el le împărțea, zicea, băi, ce minune mare a făcut Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar au zis, nu. Eu lucrez împreună cu voi, mă, voi nu înțelegeți. Voi binecuvântați, voi aduceți la mine. Eu binecuvântez ceea ce ați adus. Eu dau înapoi și voi împărțiți. Și ce împărțiți voi va fi o mare binecuvântare. Și ascultați. Iar ei le-au împărțit noroadelor. Am fiți atenți la un lucru. Mai zice, am avut destul, dar zice, vreo două mese au rămas un picuț cam fără, că, na, până la urma urmei, minunea mare a fost că majoritatea au mâncat. Așa am zis. Toți au mâncat și s-au stâmpărat puțin foamea. O zis, Doamne, slăvit să fie Domnul că nu merge cu stomacul chiar gol. Toți au mâncat și s-au... Ascultă-mă, când credința ta este mare, când autoritatea ta este, autoritatea lui Hristos este peste tine, da, e transmisă prin tine, mănânci și tu, mănâncă și alții și vă săturați toți. Știți că o să vină vremurile astea, ascultați-mă, vă prorocesc în seara asta și ascultați-mă, nu zic de la mine, de la Duhul Sfânt vă spuneam, o să vină vremurile astea. Când va trebui să luați ce aveți, să binecuvântați numele Domnului, să binecuvântați lucrurile respective și prin credință să le împărțiți,
Și ascultați-mă, toți vor mânca și se vor sătura. Acum vreau să fiți atenți la un lucru și mă opresc imediat. Dar știți că Hristos nu o să vă deie numai pentru atunci? Știți? Că zice că după ce au mâncat și s-au săturat, s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărâmituri. Și au zis, auzi, și din asta mai puteți mânca. Că eu nu dau numai pentru moment. Eu dau și după. Eu binecuvântez și pe viitor. Că eu sunt Dumnezeu. Și voi nu înțelegeți un lucru. Voi ziceți, mai mănânc atât și am murit. Și Hristos zice, nu, nu, nu. Eu atâta care l-ai tu binecuvântez și o să trăiești și o stai și pentru mâine și pentru poi mâine și pentru răspoi mâine. Că eu duc. Ascultă-mă, eu am dus pentru tine absolut totul la calvar, am plătit prețul, am făcut tot ce a trebuit, numai tu trebuie să-ți folosești credința și autoritatea. Amin. Și fiți atenți acum ceva. Dacă aveți o credință slabă, Doamne, mănânc eu, mănâncă familia mea, vom vedea ce o să mai fie. Ascultați-mă, cei ce mâncaseră erau cam la 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Să mă întrebați, tradune treaba asta și o să vă traduc. Când voi aveți credință și autoritate, nu contează numărul care vă însoțește. Toți vor fi binecuvântați prin credința și autoritatea pe care voi o puneți la dispoziție. Sunteți obosiți în seara asta. Dar Dumnezeu vrea să ne dea o lecție. Și lecția aceasta este următoarea. Nu banii și puterea, ci credința și autoritatea lui Hristos în noi, prin Duhul Sfânt, va aduce mari rezultate. Și ascultă-mă, o zis Hristos, toți cei care sunt împreună cu tine vor fi binecuvântați. Eu vreau să extind mai departe. Toți cei care vor fi cu tine, cu tine, cu tine, cu tine, cu tine. Și o zis, dar care e diferența? Dacă crezi și dacă exerciți autoritatea care este în tine. Am o întrebare acum pentru sora Claudia. Te rog să... Eu spun doar o întrebare. Când tu ai mers acasă și ai spus că ești vindecat, ai avut un picuț de opoziție? Da. De ce? Că ți-ai exercitat credința și autoritatea, nu? Și ai zis, nu? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și în numele lui Iisus Hristos accept vindecarea. Știți că eu dat târcoale, eu zis, mai ceva vreme. Și au zis, nu, Hristos a spus că s-o atins de mine. Și când au plecat. Slăvit să fie Domnul și-o dat Dumnezeu o mărturie vie. Dar eu am avut credință și cu autoritatea care au avut-o și au zis, nu, Hristos a spus, Hristos a făcut. Atât. Fraților, ne vor lua ăștia banii. Și eu de-abia aștept. Ne vor lua ăștia mașinile și eu de-abia aștept. Ne vor lua ăștia benzina și eu de-abia aștept. Ne vor lua ăștia ce avem în magazine și eu de-abia aștept. Și am să vă spun din ce cauză. Fratele Piro a zis ceva. Cernere. Și ce înseamnă asta? M-am rugat ca noi să fim grâu venit de la Dumnezeu. Mană cerească. Și atunci se va vedea cu adevărat cine este cu Hristos și cine nu. Hristos a dat o lecție și vreau să fac o recapitulare urgentă. Hristos, știți ce l-a spus de fapt? Băi, oameni buni, eu nu o să fiu cu voi pentru tot restul vieții voastre. În trup nu o să fiu cu voi, dar voi fi cu voi prin puterea Duhului Sfânt. Yes, amen. Și eu vă învăț pe voi o lecție nouă, voi mă reprezentați pe mine, voi sunteți cei care duceți Evanghelia la oameni. Și Evanghelia asta trebuie să fie însoțită cu putere. Oamenii trebuie să vadă că voi sunteți credincioși. Oamenii pot să vadă că voi vă rugați, lucrurile se întâmplă. Și acum lecție importantă. Dar ascultați, tot ce primiți nu-i doar pentru voi, ci de împărțit cu toți cei care vor veni împreună cu voi. Arătați-le că în pustiu se poate mânca bine. Arătați-le că în secetă se poate sta hidratat. Arătați-le că atunci când toți își vând credința, voi rămâneți în picioare și ziceți, poate să vină orice ar veni împotriva mea, eu cu Iisus și Iisus cu mine și voi merge până la capăt. Amin. Amin. Vreți lucrurile acestea? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ascultați-mă, în seara aceasta trebuie să vorbesc ceva foarte direct.
Dacă poți să proiecteze încă o dată versetul 16. Așa mi se dă acum să spun prin Duhul Sfânt. Când toate aceste lucruri se vor întâmpla, o să vină gândul și o să zică: plecați. Duceți-vă acolo, că merge acolo mai bine. Acolo am auzit că merge mai bine. Acolo. Și Dumnezeu v-a dus într-un loc. Vreau să vă duceți la versetul ăsta și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus. N-au nevoie să plece. De ce? Pentru că sunt eu aici prezent cu voi prin credința pe care voi exercitați. Pentru că voi, dacă vă rugați și binecuvântați, eu binecuvântez ce aveți. Pentru că vreau să vă arăt puterea într-un mod deosebit. Pentru că vreau să fiți lucrători împreună cu mine, dar nu cu vorba, ci cu autoritatea pe care eu vă dau prin Duhul meu cel Sfânt. Arătați lumii că nu sunteți ca cei fără putere, ci în voi există puterea lui Hristos. Prin autoritatea Duhului Sfânt, voi rostiți și lucrurile iau ființă în numele lui Iisus Hristos. Și ultimul lucru, dați-le voi să mănânce după ce ați rămas pe loc. Pentru că eu vă dau din belșug. Ascultați-mă, n-a fost cineva vreodată cu Hristos să fie flămând. Pentru că Hristos o da de mâncare la mii și mii și mii și mii de oameni. Și o va face prin tine, prin mine, prin tine, prin noi toți. Singurul lucru care trebuie să-l avem este credința în Dumnezeu. Și în urmă vine autoritatea lui Dumnezeu. Și zice Hristos, îți dau autoritate să faci lucrări deosebite. Și te duci pe marginea râului și poruncești și vine peștele la tine. Poate vi se pare ciudat, eu vă spun, eu cred lucrurile astea. Pentru că noi există putere, slăvit să fie Domnul. Și dimineața aceasta, da la o parte orice fel de încredere, credință în bani și în putere și mă acces pe credință și pe autoritatea care o primesc de la Domnul Iisus. Și vom fi mai mult decât biruitori, intrăm în rugăciune înaintea Domnului.